Delia și Albert au plecat de dimineață la munte, în urma tascului de anduranță pe care l-a câștigat Delia. L-a ales pe Albert, i-a propus atunci înainte de începerea tascului dacă vrea să meargă cu ea la munte în cazul în care va câștiga acel task și Albert a fost de acord. De acum înainte, cum au spus amândoi, vor fi parteneri de tascuri și Delia a spus că este foarte competitivă și vrea ca să câștige cât mai multe tascuri pentru că numai așa poate să beneficieze de aceste ieșiri. Aseară am văzut că a primit un pachet de la susținători și o scrisoare de la bunica ei și de la mama ei. Le-a mulțumit, am văzut că îi spunea Laurei că bunica ei crede că și-a făcut abonament la Antena Play și să de dimineață până seara ca să vadă tot ceea ce face ea în casă. A dat după aceea un mesaj la Antena Play, le-a mulțumit susținătorilor pentru tot ceea ce fac pentru ea, le-a spus că își dă seama câte eforturi se depun ca ea săptămână de săptămână să fie în top, să fie pe locul întâi, că nu este ușor și tocmai din acest motiv a spus că le mulțumește pentru tot ceea ce fac pentru ea. Am văzut că de dimineață, fiind miercuri, s-au făcut listele de cumpărături în ambele case. Doamna Daniela, cum este șefa casei în această săptămână, s-a ocupat de lista de cumpărături la fete și la mame. Am văzut că fetele nu au fost prezente când s-a făcut acea listă, erau la baie, se pregăteau pentru emisiune. Au fost, în schimb, mamele și ele au făcut lista de cumpărături exact cu produsele de post, pentru că, cum bine știți, țin post fetele și mamele. Și s-au ocupat ele de această listă. Doamna Daniela i-a comandat un tort vegan pentru ziua de naștere a doamnei Ioana, care va fi săptămâna viitoare și tocmai din acest motiv au spus ca să fie o surpriză pentru doamna Ioana. Am văzut că aseară a primit în avans aceste cadouri pentru ziua ei de naștere. Doamna Ioana le-a arătat fetelor că are oglindă, că a primit și ea oglindă și acum pot să se macheze, pot să se penseze, pot să facă foarte multe lucruri pentru că nu avea o oglindă. A venit și Dedi și a spus că dacă poate să-i dea lui acea oglindă, dar doamna Ioana a spus că fetele au nevoie, au foarte mare nevoie de acea oglindă, au primit foarte multe, am văzut dulciuri și, bineînțeles, a primit și haine. Am văzut bluza roșie pe care și-a luat-o, a primit-o aseară, pe care o va purta astăzi în emisiune, a primit-o aseară de la fiica ei și a trimis câteva cadouri și mama lui Dedi și cumnata ei. Am văzut că s-a trezit, avea un vibe foarte bun Laura, cum a spus aseară Caled că o să doarmă mult mai liniștită după masajul pe care i l-a făcut. Am văzut că cânta în baie cu Cristina și a venit și doamna Ioana și s-au încins așa la o horă toate trei pentru că s-au pregătit, aveau un alt vibe, cum a spus, de dimineață față de zilele trecute. Cum i-a spus Caled de Laurei că de acum înainte trebuie să se gândească mult mai bine și să ia decizia cea mai corectă pentru ea. L-am văzut și pe Cristian în casa băieților, că el a întocmit lista de cumpărături. A fost foarte amuzant că la un moment dat băieții doreau să comande o brânză topită, dar nu acele triunghiuri, care este o brânză, cum spuneai, baton. Și au glumit câteva minute că nu știau denumirea și cum să înțeleagă cei din staff atunci când vor cumpăra acea brânză. Cantitatea, bineînțeles, ca să nu depășească și l-am auzit pe Caled că ceea ce a comandat băieții nu era pe placul lui. A spus că la finalul listei își va comanda și el produsele de care are nevoie. O să vedem și astăzi în emisiunea de la ora 14 alte materiale interesante și ce se va mai întâmpla în emisiune. Vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să aveți spor în tot ceea ce faceți. Doamne ajută!